Bun găsit! Am fost atentă la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Am revăzut declarațiile mele pentru a putea înțelege ce anume a generat reacții virulente și chiar online bullying. Revăzând imaginile, analizându-le, mi-am dat seama că întrebările și temele abordate în ultimele mele apariții au fost atât de personale încât cu siguranță nu am reușit să explic, să nuanțez anumite aspecte sau contexte la care făceam referire. Poate și emoțiile și-au spus cuvântul și poate și ele, iată, au generat o alegere neinspirată a cuvintelor. Însă toate declarațiile mele au fost făcute cu bună credință, din dorința de a împărtăși cu voi cât mai multe lucruri din viața mea. Nu mi-am propus să generalizez sau să exprim reguli sau să expun reguli. Și nu, în niciun caz, nu mi-am propus să jignesc pe cineva. Îmi dau seama că în ultima perioadă nu am reușit să comunic și nu am reușit să transmit cât mai clar ceea ce simțeam, dar nici nu mi-am imaginat că voi lăsa loc de interpretări duse la extrem. Însă mă întristează foarte tare că parte dintre cei care mă blamează și spun că ei susțin femeile, ei susțin egalitatea, pacea și iubirea, sunt cei care ajung să facă bullying. Relația mea cu Andrei, cu soțul meu, este o relație cât se poate de normală, o relație în care ne iubim, ne respectăm, o relație pe care efectiv o construim în fiecare zi. Iar într-o familie, membrii ei își fac propriile reguli, astfel încât lucrurile să funcționeze și să fie în permanență o echipă. Același lucru se întâmplă și la noi. Ne împărțim sarcinile, astfel încât să ne putem dezvolta viața profesională în armonie cu cea personală și fiecare să contribuie cu drag la binele familiei. Avem zilnic activități cu copilul, atât împreună cât și separat. Eu mă ocup de cumpărături pentru că da, eu știu ce avem nevoie în casă. Eu am schimbat scutecele, dar am ales să fac aceste lucruri și multe altele cu bucurie. Pentru că îmi face plăcere să fac lucruri pentru familia mea. Este vorba doar despre o alegere personală. Nu este un adevăr universal valabil. Nu cred că există o carte după care să ne trăim viețile și după care să ne comportăm în propriile noastre familii. Da, îl apreciez pe soțul meu pentru că este un bărbat muncitor, este un bărbat responsabil, care poate să aibă grijă de familia lui și a construit un business. Și îl admir pentru asta. Cred că fiecare dintre noi căutăm să avem în jurul nostru oameni frumoși, oameni puternici, care să ne inspire în fiecare clipă. De asemenea, aș vrea să lămuresc acest aș ierta orice. Într-adevăr, lipsa explicațiilor și poate o folosire neinspirată a cuvântului orice au generat reacții agresive. Discutând despre o situație ipotetică, pe moment, recunosc că gândul mi-a fugit la toate experiențele din relațiile trecute, mi-a fugit la infidelitate și am zis că acesta ar putea fi cel mai grav lucru pe care soțul meu ar putea să-l facă. A fost un răspuns ipotetic la o situație greu de acceptat de altfel. Eu nu m-am gândit o secundă că voi ați putea să mergeți atât de departe încât să vorbiți despre violență, despre abuzuri, despre crimă sau alte nenorociri. Și aici am greșit. Sunt total împotriva lor și ar fi trebuit să subliniez acest lucru foarte clar încă o dată. De altfel, am fost mereu împotriva violenței de orice fel și, sincer, îmi pare tare rău dacă acum am lăsat să se înțeleagă altceva. Știți bine că de-a lungul vremii am fost implicată în numeroase cauze umanitare, unde am susținut femeile, am susținut copiii și am vorbit mereu despre cât de importantă este familia. Îmi pare rău, uite, că nu am reușit să explic la ce m-am referit atunci când am spus că soțul meu este pe primul loc. Mă refeream aici la faptul că soțul meu a apărut primul în viața mea și odată cu nașterea lui Zian, eu nu l-am uitat. Și am încercat să nu îl neglijez. Nu am uitat să petrec timp alături de el, să comunicăm, să-i ofer înțelegere, să-i ofer afecțiune, interes, susținere. Și uite că aceleași lucruri le-am primit și eu la rândul meu din partea lui. Tocmai ca să păstrăm, să nu pierdem legătura frumoasă dintre noi, pentru că
real cred că dacă această legătură este una frumoasă, e sănătoasă, e solidă, reușim să-i oferim și lui Zian o dezvoltare cât se poate de armonioasă. Fiecare dintre ei are un loc special în inima mea. Sunt o persoană publică și declarațiile mele pot deveni repere pentru urmăritorii mei. De aceea am vrut să revin cu lămuriri. Înțeleg unele reacții, înțeleg cum unele răspunsuri au putut fi interpretate. Învăț și eu din această experiență. Este o lecție de comunicare și pentru mine, clar. De fapt, cred că este o învățare continuă. Să fiu o mamă mai bună, o soție mai bună și implicit un om mai bun. Dar în același timp, acest trend de anulare personală și profesională existent în ultima perioadă în social media este cu adevărat toxic și cred că toți ar trebui să facem eforturi să reușim să comunicăm mai bine, să explicăm mai bine, dar în același timp să arătăm înțelegere și poate să nu mai reacționăm atât de agresiv și dăunător în situații pe care nu le cunoaștem în întregime. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Am simțit să revin tocmai din dorința de a fi transparentă și din respect pentru relația pe care am construit-o împreună în toți acești ani. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc numai bine!